Lacrima Maicii Domnului, planta care produce mir, o bijuterie de floare. Iată câteva sfaturi de îngrijire, înmulțire și câteva curiozități. Denumirea de Lacrima Maicii Domnului nu este întâmplătoare. Această plantă delicată de culoare alb-rozalie elimină la atingere un lichid incolor ca lacrima parfumat bun la gust. De altfel, floarea este folosită îndeoseb la confecționarea de metanii pentru călugări și creștini. Lacrima Maicii Domnului înflorește vara din mai până în septembrie și este la mare căutare, mai ales la mănăstirea Franciscana Maria Radna din județul Arad în ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului pe data de 15 august. Atunci, credincioșii se strâng după slujba oficiată în 5 limbi și pornesc în pădurea din spatele mănăstirii în căutarea acestei flori care produce mir în mod natural. Cei care o găsesc la rădăcinile copacilor o culeg, o pun în apă, după care beau apa pentru a se vindeca de boli. Lacrima Maicii Domnului, văzută ca o floare făcătoare de minuni, este ținută la loc de cinste pe tot anul. Legenda care stă la baza denumirii plantei drept Lacrima Maicii Domnului o înfățișează pe Fecioara Maria vărsând lacrimi de durere la picioarele fiului răstignit pe cruce. A mers apoi în grădina Ghețiman, locul unde se rugase Iisus înainte de a fi prins și răstignit. A închinat o rugă fierbinte către Dumnezeu în care îi cerea ca cei care i-au omorât fiul să fie iertați. Pentru că a vrut un semn al ascultării acestei rugăciuni, Dumnezeu a făcut să răsară mii de flori mici și albe care s-au răspândit în întreaga lume, precum credința. Lăsând la o parte aspectul pur spiritual al acestei flori speciale, Lacrima Maicii Domnului este înzestrată cu proprietăți ornamentale deosebite, fie că este așezată în ghiveci ca o plantă de apartament, fie că este plantată în grădină. Relatează digital.ro.